Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii News Express, la care îl avem alături de noi, ca invitat, pe primarul municipiului Buzău, domnul Constantin Toma. Bine ați venit în emisiunea noastră și vă mulțumesc. Bine v-am găsit, bună ziua, bună seara tuturor buzoienilor care ne urmăresc și nu numai. Domnule primar, după cum știm, Consiliul Local Municipal a aprobat, la cererea asociațiilor de proprietari, acea nouă modificare privind alocarea acestor locuri de obținerea locurilor de parcare. Știm că în principiu n-ar părea să fie o schimbare așa majoră, în schimb sunt scoși oarecum din cursă cei care ar fi dorit să obțină un loc de parcare, dar au anumite datorii la utilități. Acum, întrebarea vine așa, bun, aceștia au fost scoși din calcul, dar dacă ei, măcar să zicem o persoană, are o mașină sau două mașini, ce face cu ele? Unde le duce? Cum se întâmplă chestia asta? Încă o dată, sunt servicii publice obligatorii, mă refer la cele care țin direct de noi, mă refer la apă, mă refer la apă de consum, apă caldă, apă și căldură și, bineînțeles, salubritate. Deci s-a constatat că sunt o parte din cetățenii buzoieni, nu majoritatea, bineînțeles, care nu-și plătesc aceste datorii și pun în pericol furnizarea acestor servicii publice. Practic, de comun acord cu șefii de asociații, majoritatea șefilor de asociații, președinților de asociații de locatari, am luat această decizie ca să încurajăm, să se mărească încasările. Treaba dumnealor ce fac cu mașinile, dar în momentul în care mergi cu mașina, cu o mașină sau două și nu plătești o datorie, de exemplu, la căldură, care mai este subvenționată și cu 60%, vorbesc pe sistemul centralizat, mai sunt până în 4.000 de apartamente, 3.600-3.700 de apartamente, atunci este o mare problemă. Adică, domnule, plătește-ți utilitățile ca să nu pui în pericol și pe ceilalți cetățeni din același bloc sau din aceeași asociație, că nu este deloc în regulă acest lucru. Bun, ați făcut așa un calcul cam cu cât s-ar reduce numărul buzoienilor care și-ar fi dorit un loc. Nu putem să știm acest lucru, dar sper să reușim să ca oamenii să-și plătească, cei care lăsau această datorie ultima, din datoriile pe care le avem cu toții, că facturi avem cu toții de plătit. Dar nu putem pune în pericol, și din această cauză, indiferent de discuțiile care au apărut, nu putem să punem în pericol furnizarea celor trei servicii publice, pentru că la curent electric, la energie electrică și la gaze nu sunt problema, pentru că ăștia debranșează imediat. Din cu acela apă, la căldură, la salubritate, n-ai cum să oprești furnizarea acestor servicii, că nu îți permite legea. Da, întrebarea mea este dacă, de fapt, cam cât de legală este această decizie, știu, a fost votată în CLM, cât de legală este, pentru că ar putea fi contestată, de exemplu. Păi, dacă a fost votată în Consiliul Local Municipal, care e legislativul local, este legală. Acum o să vedem, că am mai luat decizii în Consiliul Local, mă refer la chestia asta cu polițiștii locali. Așa. Și iată că ne judecăm de 7 ani și primăria a pierdut cam 28 de milioane de euro în perioada asta. În sensul cu salariile și nu numai cu salariile, pentru că din 2 în 2 ani trebuie să le iei și echipamente, concedii medicale plătite de primărie și așa mai departe. Bun, pentru că tot mi-ați adus în discuție acest subiect, poliția locală, având în vedere această nouă ordonanță a austerității, se impune o nouă organigramă. Așa este? Suntem obligați ca până la 1 ianuarie să funcționăm după o nouă organigramă. Bineînțeles, vom comunica instanțelor de judecată că, practic, fondul problemei nu mai este același. Mă refer în acest proces care îl avem cu poliția locală. Suntem obligați să ne restructurăm și să respectăm actuala lege dată acum și nu vechea lege. Și vom informa, cred că suntem Tribunalul Buzău și pe urmă Curtea de Apel Ploiești, să oprească aceste procese și să noi să funcționăm începând cu 1 ianuarie după alt organigram. Adică asta ar însemna că de la 1 ianuarie dumneavoastră n-ați mai urma să plătiți, nu? Primăria n-ar mai urma să plătească ceea ce... Nu, asta este problema. Vom face o reformă, că asta se dorește de către guvern și asuma răspunderea pe această lege. Deci va trebui să respectăm ceea ce este acolo. Adică nu vom mai putea avea servicii fără cel puțin 10 oameni plus un șef, direcțiile cel puțin 20 de oameni și așa mai departe. Bineînțeles că vom umbla probabil și în funcție de ce va rezulta din această discuție pe care o am cu fiecare director din primăria Buzău și cu toate serviciile,
Sper în maxim 2 săptămâni să avem deja în dezbatere publică dacă va trebui să aibă și aprobarea Consiliului Local. Dacă nu, vom promova această nouă organigramă astfel încât să putem funcționa. După o nouă organigramă, cu mai puține posturi, bineînțeles. Deci asta vreau să știu. Câte posturi vor fi desființate? Câte rămân? Ce servicii se desființează? Ce servicii nu știm în momentul ăsta exact asta, la asta lucrăm în momentul ăsta. Cert este că trebuie să respectăm legea. Legea spunea de la 1 noiembrie să funcționăm, să desființăm 10% din toate posturile. S-a întâmplat acest lucru deja prin hotărârea asta de Consiliul Local, care a căror întâlnire a Consiliului Local și votul a fost vinerea trecută. Am reușit să desființăm 10% din posturi, dar noi mai avem multe posturi vacante, pentru că am lucrat cu foarte mulți oameni lipsă, să știe acest lucru, cu vreo 30%. Inițial am plecat cu 60% mai puțini oameni în primăria Buzău, cu 80% din posturile de conducere erau vacante. S-au desființat 2 posturi de șef de birou, începând cu 1 noiembrie. Și, bineînțeles, din 6 consilieri personali, am mai rămas cu 4 consilieri personali. Acești consilieri personali, majoritatea dintre ei, având în vedere lipsa de oameni pe care am avut-o în alte servicii, a trebuit să îi dau, chiar dacă i-am angajat și trebuia să lucreze la cabinetul primarului, sunt în servicii ale primăriei Buzău, astfel încât să întărim echipele de acolo. Aha, deci, practic, deocamdată, la acest moment, nu și-a pierdut nimeni job-ul, ca să zicem așa. Că, na, fiecare... Nu, se pentru că noi am lucrat cu foarte multe posturi lipsă, să știe treaba asta, cu mult mai puțini oameni. Am înțeles. Am să revin un pic la ceea ce discutam despre treaba cu parcările, pentru că mai este un aspect de lămurit, cel puțin cu ce am discutat cu oamenii. Dacă au acces fără licitații, da? La un loc de parcare, mai multe categorii, cei cu mașini electrice, cei cu handicap, dar nu știm dacă și ce înscriși cu mașini de epocă. Cu siguranță nu am luat această măsură, adică nu există într-o hotărâre de Consiliul Local acest lucru pentru mașinile de epocă. Până la urmă este un hobby și hobby-urile costă și nu știu dacă, trebuie să îi favorizăm pe acest lucru. În mod normal, o astfel de mașină de epocă nu prea o ții în parcare. O ții în expoziție sau într-un loc în care să nu cumva să-ți dispară ceva de la ea, pentru că n-ar mai fi de epocă. Bun, ați făcut o verificare la cei care, de exemplu, au obținut loc pentru parcare, pentru loc de parcare cu handicap, pentru că există unii buzoieni care parchează pe aceste locuri fără să aibă pe parbriz, dacă țin minte, un simbol, un certificat, ceva prin care să ateste că acea persoană este cu handicap. Cu siguranță cei de la Urbis, când au făcut atribuirea locurilor de parcare, au cerut toate documentele pentru că ar încurcau ei și ar încărca ei legea și ar fi un abuz. Nu cred că își permit acest lucru, să acorde cineva care nu are certificat de persoană cu dizabilități să îi dea un loc de parcare, prioritar. Bun, haideți să mai lămurim vis-a-vis de această ordonanță a austerității. Știm foarte bine că ea în principiu limitează și poate chiar stopează cheltuielile administrațiilor locale pentru următoarele 2 luni din acest an. Întrebarea este, pot fi afectate cumva proiectele care deja sunt în derulare? Adică, practic, care sunt efectele acestei ordonanțe? Pentru că, în mod clar, produce și efecte negative. Este evident, cel puțin pe durată scurtă. S-a avut în vedere, practic, să ne înscriem ceea ce s-a promis la Bruxelles, respectiv încadrarea în acel deficit de 4,4%. Va fi foarte greu să te înscrii în așa ceva, dar trebuia să... Toate lucrurile astea sunt urmărite și toate deciziile guvernului sunt urmărite la Bruxelles. Și trebuia să dai dovadă de înțelepciune în această perioadă, pentru că riscul cel mai mare este să fie blocate tranșele de pe PNRR, pe Planul Național de Redresare și Reziliență. Și ar fi prăpăt. Vă repet încă o dată, cu banii ăștia europeni, dacă în 2016 primăria Buzău avea 0 fonduri europene atrase în 2016, până la 1 septembrie 2023, acum, atrăsesem deja 222...
422 de milioane de euro și sperăm până în septembrie anul viitor să ajungem undeva la 550 de milioane de euro. Ori treaba asta se vede pe stradă, se vede în toate lucrările astea care sunt în momentul ăsta în derulare, dar veți vedea, vin multe, multe alte proiecte și Doamne ajută. Deci s-a avut în vedere acest deficit. Vin de la o întâlnire acum... La o întâlnire a Comitetului Politic Național PSD, în care domnul Marcel Ciolacu spunea foarte clar că nu se va lua, că probabil era următoarea dumneavoastră întrebare, cu banii care am reușit să economisim din această reducere de cheltuială pe sfârșitul anului, nu ne ia guvernul. Deci rămân practic pentru dezvoltare la anul. Avem o singură problemă și noi am informat guvernul și parlamentul, de fapt, pentru, de la Asociația Municipiilor din România, prin care ni se stopează și studii, expertize care sunt făcute și ar fi făcute pentru atragerea de alte fonduri europene. Așa. Și aici avem o problemă. La contractele care sunt în derulare pe fonduri europene, este evident, nu umblă nimeni. Da. Și ar fi o nenorocire să întâmple așa ceva. Și nu cred că asta a fost esența acestei ordonanțe de urgență pe austeritate, cum am spus. Deci nu se va întâmpla acest lucru, iar banii care sunt economisiți, automat îi vom prinde, care vor fi în excedent, automat îi vom prinde pentru proiectele de investiții de anul viitor, proiecte proprii. Avem o singură problemă, vă spuneam, și am sesizat și guvernul și parlamentul să țină cont de faptul că ne blochează și atragerea de noi fonduri europene. Nu numai reducerile de cheltuieli, care, într-adevăr, cel puțin la primăriile mai mici se cunoștea. Vorbesc de tot ce înseamnă sărbătorile de iarnă, Revelion și așa mai departe. Deci la Buzău vor fi ținute, bineînțeles, nu la ce făceam în anii trecuți, dar ne-am limitat, ca să ne încadrăm în media aia pe 9 luni, până la sfârșitul lui septembrie, la artiști din Buzău. Vorbesc inclusiv de Revelion și ce vom avea la Târgu de Crăciun. Aha, și Revelionul și Târgu de Crăciun vor rămâne la fel, nu? Vor rămâne la Crâng, sigur. Încă o situație care mai trebuie lămurită. După inaugurarea zonei pietonale din centru, Piața Dacia, da? Despre care știm foarte bine că deja ridică foarte multe discuții, dar o să ne concentrăm pe altceva. Există voci prin care s-ar cere transformarea Palatului Comunal într-un centru muzeal. Știu că ați mai declarat dumneavoastră odată despre acest subiect, vă mai mențineți părerea sau? Poate să aibă și o parte de muzeu la un moment dat, pentru că este clădirea numărul 1 a Buzăului până la urmă, da. O clădire Fanion, prima imagine a Buzăului până la urmă, cum este turnul Eiffel la Paris, așa este aici primăria Buzău, monument istoric clasa A. Au început deja mutarea celor din direcție economică, în primul trimestru ne vom muta și cu restul activităților. Bineînțeles, mai rămâne, până va fi șantier efectiv, vor mai rămâne o parte din servicii în primăria Buzău, cele care nu au de-a face direct, adică nu trebuie să întâlnească față în față cu cetățenii buzoieni. Mă refer la partea de secretar general, partea de investiții, pentru că acolo ai puțină legătură cu zi de zi vorbind, cu cetățenii buzoieni. Deci ne vom muta dincolo și aici, bineînțeles, lucrăm la un proiect prin care să reabilităm această clădire, pentru că 30% nu a fost reabilitată niciodată. Deci se lucrează la proiect acum și probabil în ianuarie vom depune un proiect de finanțare pe fonduri europene. Vom muta atenție, pentru că principala chestie care a dus la noua primărie, ca să spun așa, clădirea nouă și clădirea veche de la bazar, a fost că plătim sume imense pe chirii, în alte spații. Gândiți-vă că evidența populației o avem la Galeria Mall, Direcția de Asistență Socială aici pe Marghiloman. Toate aceste activități trebuie să revină în clădirea ale primăriei ca să nu mai plătim. Că făceam o socoteală cu colegi în jur de 1 milion de euro pe an. Făceam o socoteală cu colegi în 3 ani de zile, noi practic amortizăm toată această investiție făcută în zona de bazar. Și nu-i puțin lucru. Până la urmă era și o clădire care adăpostea partea asta de comerț acolo, dar era clădirea primăriei. Tu nu poți să stai în chirie undeva și aici în centrul orașului să ai un spațiu care e al tău și să nu-l poți folosi. Deci spuneam de Direcția de Asistență Socială, pentru că și aici stăm cu chirie, va fi mutată deocamdată în locul Direcției Economice. Aha, deci în cadrul primăriei. În cadrul primăriei, lumea. Da.
în cadrul primăriei, pentru că până va ieși proiectul propriu-zis și, bineînțeles, se va lucra prima dată la partea din față și, pe urmă, se va trece în spate. Bineînțeles, ideea a fost și cu o mică parte de muzeu, dar mă gândesc la o chestie mai frumoasă, să avem în parter partea de Palat al Copiilor, de exemplu. Pentru că ar fi acces direct în Piața Daciei, în spate, unde nu mai sunt nici, nu mai circulă nici autovehicolele, și acest lucru cred că ar fi benefic pentru copii, mai ales pentru că această Piața Dacia am văzut că este o atracție permanentă pentru foarte, foarte mulți copii și mă bucur că s-a întâmplat acest lucru. Voiam să vă întreb, că spuneați la un moment dat de bani. Și spuneați că despre această ordonanță, că pentru practic, așa cum am zis și eu de altfel, pentru practic 2 luni. Există posibilitatea ca acest termen să se prelungească, nu este așa? Nu. Deci nu se va prelunge acest termen cu, sigur, cu austeritate. Da. Nu. Pentru că altfel ar însemna să nu mai funcționeze orașul, sau și orașele și localitățile din România. Adică te poți aștepta la o decizie? Motivarea a fost făcută pentru încadrarea în ceea ce s-a promis la Bruxelles. Noi suntem, așa cum știți, pe deficit excesiv. Asta știu. Suntem singura țară care suntem în această situație și nu este deloc în regulă. Pe partea cealaltă, și un lucru foarte, foarte important, cheltuielile de funcționare ale statului român, atât la centru cât și la local, sunt deosebit de mari și trebuiesc reduse. Și domnul Marcel Ciolacu adineaur spunea că această reformă va continua. Și nu pot, venind în fața dumneavoastră aici, să nu vorbesc despre inițiativa noastră. În urmă cu 7 ani am început să implementăm sistemul de management Kaizen și am reușit în 7 ani de zile, scoatem și o carte, este în tipar la editura Litera, acum va apare în toate librăriile din România. Nu pot să nu vorbesc despre cel puțin 3 rezultate, aș zice eu, chiar excepționale. Am redus timpul de răspuns oficial la solicitările cetățenilor cu 3108 ani, atenție, cu 30% mai puțin personal. Da, întreb și eu, cum s-a făcut calculul ăsta? Adică, în fond, termenul de a răspunde la o solicitare nu mai este 30 de zile? Adică, da, s-a ajuns și la câteva ore, de exemplu, la radierea unei mașini. Se poate face în aceeași zi, se dă în aceeași zi. Înainte era și cu mult peste 30 de zile. Da, undeva la 45. Sau un certificat de urbanism. Practic nu mai știei, luni de zile dura. Da. Acum l-am dus la un termen rezonabil, în medie de vreo 14 zile, doar cu 4 oameni. Înainte aveam 17 oameni, cu primar cu tot. Și ce ar fi însemnat digitalizare? Fiecare ăia 16-17 ani și unul era cetățeanul și 17 era primarul, însemnau calculatoare și în fața fiecărui calculator așteptai și introduceai semnătura digitală acolo, apăsai pe tastă. Deci, practic, la ce servicii s-a redus atât de mult timpul încât s-a ajuns la această... Peste tot, și la evidența populației, și la direcția economică, și la creat acest... care se numește ghișeu unic, da, și se scurtează foarte mult. Cetățenii stăteau, erau 7, 8, 10 în fața fiecărui birou din primărie, acum te duci într-un singur loc și acolo îți lași solicitarea și tot acolo primești. Tot în sensul ăsta, deci am lucrat, ne-a obligat acum guvernul prin asumarea răspunderii să reducem cu 10% tot personalul. Da, noi am lucrat cu 30% mai puțin personal. Pe urmă, vă spuneam de fondurile europene. S-a ajuns la un rezultat excepțional și tot un rezultat excepțional consider. Am plecat în 2016 cu 32 de milioane de euro venituri proprii, atenție, o mulțime de datorii și arierate, adică plăți întârziate mai mult de 90 de zile, iar anul ăsta estimăm să ajungem la 52 de milioane de euro, mai sunt doar 2 luni. Și ăsta este bugetul nostru pe capitolul de venituri. Atenție, fără datorii restante. Este un lucru extraordinar, deci au crescut veniturile cu 20 de milioane de euro. Practic a crescut, aplicând aceste standarde Kaizen, a crescut gradul de încasare, se referă la debitele care le ai într-un an, cu 76%, iar gradul de colectare a crescut, care înseamnă toate debitele, și debitele din anul în curs, și debitele din trecut, amenzi și eu știu, așa, care nu s-au plătit de atâta timp, cu 70%. Și acest lucru a dus, iată, la această cifră care o consider foarte bună, pentru că ne ajută să ne cofinanțăm și proiectele europene și ne-am și angajat și în alte cheltuieli care nu erau înainte. Mă refer, de exemplu, la cheltuielile cu funcționarea transbuzului. Noi deservim în momentul ăsta aproape jumătate din
numărul de cetățeni din județul Buzău. Acest lucru are o importanță deosebită pentru funcționarea economiei buzoiene. În jur de 65% din toate posturile, din toți angajații din județul Buzău, sunt în municipiul Buzău, iar din produsul intern brut al județului Buzău, peste 70 și ceva la sută se creează în acest oraș. E un lucru foarte important, dar pentru treaba asta trebuie să avem oameni. Și am adus mulți oameni la lucru din comunele învecinate, 25, chiar 30 de kilometri, mă gândesc pe la Berca, pe toate cătunele alea pe acolo. Și un lucru la fel de important, dacă nu mai important, era abandonul școlar la nivelul copiilor de clasa 8-a foarte, foarte mare. Și atunci am reușit până această navetă, să-i spun așa, cu rata modernă, să aducem și copiii la liceele și la școlile profesionale din municipiul Buzău. Bun, spuneați de Transbuz. Când mai vin următoarele autobuze? Păi, deocamdată să dăm drumul și sper, chiar până la sfârșitul acestei luni, maxim începutul lunii decembrie, să dăm drumul la cele 13 autobuze electrice deja achiziționate. Se lucrează la ultimile retușuri, ca să spunem așa, stațiile de încărcare, dar și toată partea asta de soft. Concomitent cu implementarea sistemului de management inteligent al traficului în 35 de intersecții. Din cauza asta au apărut și atâtea semafoare aici, dar au rolul lor cu senzori, cu camere de luat vederi, cu elemente de inteligență artificială care se acumulează și în fiecare intersecție, dar care se transmit și într-un calculator central. Bine, lumea vede acum că nu funcționează, că nu sunt legate între ele. Păi nu sunt legate între ele în momentul ăsta. Eu mă întreb când vor fi date în funcțiune și va apărea o eroare, ce se întâmplă. Doamnă, așa poate fi vorba despre orice. În situația asta ar trebui să rămânem pe un feudalism sau la începutul secolului XIX. Eu n-am contestat asta. Eu v-am întrebat dacă există un plan de rezervă. Acest, planul de rezervă este ăla. Nu funcționează, funcționează ca înainte. Respectând semnele de circulație care sunt montate în intersecții. Da, vis-a-vis de asta sunt niște discuții legate de unele, nu neapărat semne, sau ce s-au trasat niște linii pe unele artere și nu prea se respectă regulile de circulație. Adică vor fi respectate. Suntem încă în șantier. N-a fost totul perfect. Trebuia practic să trasezi inclusiv în galben, felul de chestii de astea provizorii. Dar până la urmă e important că mai este un pic și se rezolvă și acest mare proiect al Buzăului, care este, apropo, cum să spună, primul proiect până la sfârșitul acestei luni. Uh-huh. Este primul proiect din Europa de Est de o asemenea învergură. Și sper să ne reușească. Deci lucrăm cu o firmă din Germania. Bun, mai vreau să vă întreb, am văzut cel puțin și nu numai dimineața, chiar și, să zicem, după ora 4:30, așa, în zona aceea, fabricii de bere în permanență se creează dop. Pentru că, din câte am constatat, sunt lucrători care, exact în perioada aia când este vârful, atunci se găsesc să lucreze. De ce nu lucrează, de exemplu, pe perioada de noapte unde traficul nu este așa de intens și cel puțin să se găsească un interval orar în care traficul nu este atât de sufocat? Este ușor de spus. Noaptea pot apare și accidente. Salariile pe timp de noapte sunt mult mai mari. Oboseala este mare. Cei care au câștigat licitația, deci au participat nu gândindu-se că vor participa noaptea cu tarife mai mari, pentru că sau în sărbătorile legale, inclusiv sâmbăta și duminica, pentru că licitația înseamnă și prețul cel mai mic. Deci tu dacă veneai cu prețul mai mare, nu aveai șanse să câștigi acea licitație. Am înțeles. O ultima întrebare, pentru că din păcate nu mai avem timp. Vreau să discutăm despre treaba cu URER-ul. Am văzut că într-adevăr în ședința CLM s-a votat ca primăria, da, să angajeze, nu, o firmă de avocatură din București. Întrebarea mea este așa, dacă această ordonanță de urgență limitează și cheltuieli pe acest segment de serviciu, de unde are primăria bani să dea din banul public 10.000 de lei sau n-am înțeles eu bine suma? Deci încă o dată, nu cred că limitează, pentru că procesul e proces, trebuie să te apere acolo. Da, mă rog, eu zic același om care a susținut cazul Ecogen, de exemplu, în care primăria trebuia să plătească un milion și ceva de euro și a câștigat procesul, așa. Același om care vine din păcate din justiție și ar trebui să cunoască treaba asta, acum, domnule, e un proces simplu, așa spune și atunci nu trebuie să vă apărați. E vorba de vreo 600.000 de euro. Deci riscăm să nu încasăm. Deci proiectul este, acest
proces este destul de complex. Pentru că și cei de la RER au acționariat german, vor încerca să vină cu firmă de avocați probabil mare și să se apere și să nu plătească aceiași bani. Nu s-a încercat o negociere totuși? Am vorbit cu ei, bineînțeles că i-am chemat, că nu suntem nebuni, i-am chemat, domnule, mai sunt probleme care ne-ar putea scoate de sub treaba asta și să nu-i plătim. Deci eu nu pot să-mi permit ca acești bani, 600.000 de euro, Doamne ajută, trebuie o gotare de instanță și probabil asta s-au gândit și ei ca o șansă să scape. De ce taman acum atât de târziu s-a văzut această situație? Băi, s-a analizat vechiul contract, s-a desființat contractul, s-a ținut licitație nouă și analizându-se fostul contract, atunci s-a văzut. Am constatat și treaba asta, acest contract este încheiat acum foarte, foarte mulți ani înainte să vină la primărie. Când s-a analizat acum, am văzut că avem și o parte din această stație și atunci să ne dea banii pe ea. Spuneați că aveți o întâlnire, o ședință în care vorbește domnul Ciolacu. O să revin la o întrebare pe care sunt sigură că v-a mai fost adresată. Deci dacă se va aproba ca primarii să aibă doar două mandate, ce veți face la viitoarele alegeri? Candidați ca independent? Bineînțeles, am spus treaba asta și personal domnului Marțial Ciolacu. Și cum a reacționat? Foarte pozitiv, în sensul că stai liniștit. Am fost și eu foarte supărat cu cazul de la Vaslui și în mod normal ar trebui să fie două mandate, dar în mod normal ar trebui chestia asta să o impună inclusiv prin lege, prin Constituție. E foarte complicat. Aici nu s-a limitat. Constituțională, problema este că pur și simplu nu cred că Marcel Ciolacu ar risca așa ceva. La anul sunt 4 rânduri de alegeri, iar primarii cu toată lipsa de modestie, știți treaba asta, sunt motoare principale în alegeri, și la locale, și la parlamentare, și la prezidențiale. Și nu cred, vorbesc de cazul meu, cu toată lipsa de modestie, așa. Am ieșit cu 78% la ultimul mandat, atunci în 2020, nu cred că mai am, eu știu, sunt la nivelul ăsta, că nici nu e bine pentru democrație să ai așa mult, dar toate aceste proiecte pe care le-am propus buzoienilor și care încet, încet se închid și Buzău începe să arate altfel, cred că oamenii mă vor în continuare. De ce nu? Că nu e o treabă simplă, e un chin, este o chestie foarte onorantă, că până la urmă, bă, în viață, că să lași ceva în urmă, măcar un gând bun. Eu, uite aici, în orașul Buzău, în municipiul Buzău, lași ceva în urmă și un lucru extraordinar. Și vreau ca toate aceste proiecte, vă spuneam că sunt foarte mulți bani atrași și mai depunem și alte proiecte, să le pot definitiva și sunt toate șansele să le definitivez în mandatul următor. Ceea ce chiar că Buzăul se va schimba în bine, Doamne ajută! Mulțumim din nou pentru prezență, chiar nu mai avem timpul necesar. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii. Până data viitoare, când ne vom revedea, vă dorim să aveți parte de zile frumoase și să vă bucurați de ele.